Am ajuns acasă unde își dorea foarte mult. Veneam cu mare bucurie în Craiova. Și în Miami, când mergeam, îi cânteam, m-a făcut mama Oltean. Marele fotbalist Costică Ștefănescu a ajuns la Craiova aproape de miezul nopții. Soția a decis ca acesta să fie înmormântat în bănie. Capitanul Craiovei Maxima a fost așteptat la capela Bisericii Harșu de foști colegi, prieteni și suporteri. Cu toții au participat la o scurtă slujbă de pomenire. Un exemplu excepțional pentru toți tinerii care doresc să facă sport și nu numai. L-ați cunoscut personal? L-am cunoscut personal. Este un moment greu pentru toți cei care l-au cunoscut. În această perioadă, toți cei care l-au respectat, l-au iubit, l-au stimat, pot să depună o floare, o lumânare la căpătul lui. Atunci când vorbiți de Costică, folosești cuvinte mici, fiindcă a fost un om deosebit, un om mare. Am luptat cu boala nascuns, tot ca să... Mă tot gândeam că minune și se va face bine. Soția lui Costică Ștefănescu, Maria, a explicat de ce a decis ca înmormântarea să aibă loc la Craiova, cu toate că fostul fotbalist nu este oltean. Fratele și acum e foarte supărat că trebuie să mergă la Săbăreni, în satul unde e născut. Este cetățean de onoare al orașului și nu puteam să... Și toți fanii Craiovei și toți colegii m-au sunat în continuu să-l aduc la Craiova. Și eu sunt convinsă că inima lui este și va fi tot timpul era pentru Craiova. Soția lui Ștefănescu susține că soțul ei nu s-a sinucis și că, de fapt, acesta ar fi căzut de la etaj. Și a zis, știi că mi-ai promis că mai lupt și încă mai stăm ani de zile. Și a zis, da, nu plec, nu plec. Deci de asta nu pot să cred că s-a aruncat. A amețit și a căzut de la tranquilizare. Înmormântarea va avea loc sâmbătă la cimitirul Sineasca. Marele fotbalist se va odihni pe Alea Eroilor, alături de fostul coleg și prieten Zoltan Crișan.